A fost activat planul roșu de intervenție în județul Vaslui după un teribil accident între un autotren, o mașină și o căruță. 3 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 se află în stare critică la spital. Alte 5 persoane sunt internate având multiple traumatisme, iar restul victimelor au fost tratate la fața locului. Tot la locul accidentului au intervenit mai multe autospeciale. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Salvatorii au intervenit la fața locului, însă a fost prea târziu pentru 2 persoane care au murit pe loc. Este vorba despre un copil de 3 ani și un adult. A fost activat și planul roșu de intervenție. A fost o intervenție destul de complexă. Au fost deplasate de la pompier mașini de stingere, deci descarcerare, mașini smurd, vorbim de o mașină de terapie intensivă mobilă și 4 de prim ajutor, iar de la ambulanță au fost deplasate sau 4 mașini cu asistent. Asta pentru că numărul victimelor era mare. La scurt timp după transportarea la spital a decedat o a 3-a victimă. Este vorba despre un copil de 5 ani. În accidentul produs între un camion, un autoturism și o căruță au fost implicate în total 11 persoane. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauza producerii accidentului.